Bună, Andy! Bună dimineața! Cine? Ah, bună, Irina, îngerașul meu! Uite și pe Andy, tot un alt îngeraș! Ce mă bucur că vă văd! Este bună ultima și... lecția noastră, dar asta nu înseamnă că nu putem vorbi. Andy, dacă vrei pe Skype să vorbim, da? Da. Poți să-mi dai, poți să-mi scrii și să stabilim când putem vorbi, bine? Trebuie să fim împreună, că dacă nu suntem împreună, ne pierdem drumul. Dacă nu suntem împreună cu... Eu am spus întotdeauna în fața tuturor colegilor că dacă nu ar fi fost Sangha, să mă susțină și să mă împingă, poate că n-aș fi făcut acest lucru și nu l-aș face. Adică există o forță a celor care învață împreună, care avem același limbaj și ne dezvoltăm, încercăm să dezvoltăm calitățile unui bodhisattva. Iar faptul că ne susținem unul pe altul este mare lucru. Adică numai Sangha poate să ne împingă. De aceea spun, stați împreună, Octavian are rolul lui acolo să o invite la lecții și mă uit cu atâta drag și scrieți și... I-am spus și Lamei, incredibil. Octavian, de când l-am cunoscut la telefon, a fost așa ca un înger pentru mine. Mi-a dat tot sprijinul și tot ajutorul. Și faptul că ajută pe ceilalți să meargă să facă DCI și orice sprijin și conferința lui Gheșela, wow! Octavian, să nu uiți, ți-aduc eu aminte de fiecare dată. Că uităm așa de repede. Da, deci eu uit mereu că e importantă munca asta. Salut, Bogdan! Bună, Bogdan! Îți mulțumesc că mi-amintești. Păi trebuie să ne amintem unul la altul pentru că uităm, ne băgăm în grijile zilei și... Da, grijile lumești. Da, așa cum ai spus tu. Bună, Virginia! Bună dimineața! Așa cum ai spus tu, te-ai referit că de când ai început, așa te-ai referit, că de când ai început, vezi că citesc pe Facebook, învățăturile pur și simplu te atrag, te îndrăgostești de ele, pentru că cu timpul mie mi-a dat foarte, foarte multe răspunsuri, adică m-a liniștit, mi-a dat răspunsuri, încerc să fiu un om echilibrat și să facem tot ce e posibil pentru ceilalți. Da, te ajutăm. Da, eu mai am o mică provocare că mă simt puțin dezamăgit când văd că oamenii nu se țin de învățături și renunță. Nu știu cum să... Ți-am spus, mai ții minte că asta a fost prima conversație noastră, că oamenii vin și pleacă. Nu, pentru că asta este karma lor și nu uita că sunt proiecțiile tale. Deci, gândește-te că într-un fel și tu ai renunțat la alte lucruri. Da. Poate că ai renunțat la niște profesori, poate cine știe ce, trebuie căutat în viața noastră, pentru că astea sunt provocările noastre. Adică, și aici în Haifa, gândește-te, Haifa un oraș mare, sunt 3-4. 3-4. Dar da. Asta nu înseamnă că nu mă duc și nu predau și nu am să fac toate eforturile, chiar și pentru unul, chiar și pentru doi. Și dacă sunt serioși, eu de când am început meditația Tonglen, ăsta a fost primul curs al meu, meditația Tonglen, eu de prima zi, de când am început cursul, eu am rămas la toate cursurile. Adică nu m-a clintit nimeni, dar asta a fost, cum să spun, în karma mea. Nu, gândește-te că este și o optică
nouă, e un concept de viață pe care oamenii, ai văzut, oamenii sunt atașați de idei, atașați de credințele lor, așa cum au fost învățați de părinți, de școală. E greu, foarte greu. Dar trebuie răbdare și ai să vezi că cei care vor trebui să rămână, vor trebui să, or să rămână. Și vor fi serioși de la început până la sfârșit. Ok, stai puțin să scot, să fac PowerPoint. Da, hai că și la noi au mai venit aici oameni. Ok. Și putem să începem. Stai puțin. Hai să-ți dau, să-ți trimit lecția 6. Lecția 6 este scurtă. E, cred că maximum o oră. E, așa. Share screen. Programul e grozav, programul ăsta. Da. Octavian. Wow. E o aplicație foarte bună. Da. Oricum, o să trimis tu la toți, da? Da. După ce terminam, ieri am terminat tot, absolut tot. Acum, bineînțeles că trebuie să mă scuzați dacă poate sunt, eu știu, greșeli sau poate am încercat să mă exprim în funcție de ce Lama a prezentat. Dar toate astea vor fi corectate în timp, vor trebui să fie corectate ca să rămână definitiv așa cum trebuie. Am văzut că Lama și Proaică și profesorii ei au fost foarte exacti în felul de a prezenta lucrurile, de a rămâne, cum să spun eu, cu sensurile care trebuiesc și cât mai sub forma corectă. S-au străduit foarte, foarte mult și trebuie introdus și limba tibetană în lecții. Așa cum vedeți în PowerPoint, tot timpul bag în limba tibetană, pentru că e foarte important. Ok. Acum, începem? Da, putem să începem. Haideți să vă adunați și voi aici, da? Închide Bogdan în geamul ăla, ușa de acolo. Da. Hai, putem să începem. Ok. Începem cu mandala. Se vede? Mandala? E puțin. Da, acum se vede. Se vede toată, da? Mudra. Mudra care e foarte importantă, dacă puteți să o faceți, dacă vă aduceți aminte. Dacă nu, nimeni nu știe, dacă cel care nu ține minte, poate să ține mâinile și în felul acesta. Adică îndreptate, palmele îndreptate în sus și atunci le poate ține așa, dacă nu știe să facă mudra. Când am să vin, o să vă învăț să faceți mudra și cum să facem și altarul. E foarte important. Începe. Aici este marele pământ, plin de miros de tămâie și de o pătură de flori acoperită. Cu cele patru continente, purtând soarele și luna ca bijuterie. În mintea mea, îi le imaginez paradisul lui Buddha și le ofer în dar pe toate ție. Datorită acestei fapte, fie ca toate ființele vii într-o lume plină de puritate să locuiască. Pidanguru Ratna Mandala Kam Niryataya. În această rugăciune, când spun, ți le ofer pe toate ție, le ofer învățătorului meu, lamei mele. De ce? Pentru că lama mea este, cum să spun, acea parte, acel element dintr-o linie întreagă, o linie, o generație întreagă de mari maestri care ajung până la Buddha și dincolo de Buddha. Deci, când eu îți spun, ți le ofer pe toate ție, imaginați-vă profesorul vostru spiritual care este înfățișarea tuturor marilor maestri și a tuturor Buddha. Iar când începeți rugăciunea, să știți că toate entitățile de lumină și Buddha se află cu voi. Refugiul și dorința până la iluminarea mea.
Mă refugiez în Buddha, Dharma și Sangha. În puterea faptelor bune pe care le fac, ajung la iluminarea completă, pentru binele fiecărei ființe vii. Până la iluminarea mea, mă refugiez în Buddha, Dharma și Sangha. Prin puterea faptelor bune pe care le fac, să ajung la iluminarea completă pentru binele fiecărei ființe vii. Până la iluminarea mea, mă refugiez în Buddha, Dharma și Sangha. Prin puterea faptelor bune pe care le fac, să ajung la iluminarea completă pentru binele fiecărei ființe vii. Ok. Această lecție începe cu întrebarea clasică. Adică, cum să nu mă simt jignită dacă cineva mă jignește? Bineînțeles că mă doare când sunt jignită. Pot face din acest lucru ceva ca să nu mă doară? Răspunsul este, karma nu funcționează niciodată în prezent. Cineva care vine și mă insultă este numai un rezultat karmic care provine din faptul că am jignit pe alții în trecut. Și chiar dacă înțeleg acest lucru și va veni acum cineva și mă va insulta, nu o să mă simt jignită? Sigur că mă voi simți jignită. Și acest lucru este un rezultat karmic. Adică, și faptul că mă simt jignită și acest lucru este un rezultat karmic. Dacă o mașină dă peste mine, Doamne ferește, și mă calcă pe picioare, acesta este rezultatul karmic a ceea ce am făcut în trecut. Și cu toate acestea îmi vor zdrobi picioarele în prezent. Iar în prezent nu mai am ce face. Nu mai am de ales. Lucrurile apar, există, funcționează exact la fel ca și înainte de a auzi aceste explicații. Deci chiar dacă auzim aceste explicații, lucrurile vor continua să apară așa cum au apărut și înainte. Ne vor durea, ne vor jigni, ne vor răni. Toate acestea se petrec cu adevărat datorită semințelor karmice. Asta nu înseamnă că nu le vom ofensa. Problema este cum voi reacționa și cu câtă înțelepciune vin în momentul prezent. Lucrurile neplăcute vor continua să vină și cu toate că înțeleg lucrurile acum, încă vor continua să nu-mi placă când cineva va țipa la mine sau cineva mă va înșela. Dar când înțelegem acest mecanism karmic, reacția noastră în fața unei situații neplăcute va fi așa m-am comportat eu în trecut. Ce prostie am făcut. Regret foarte mult pentru ceea ce am făcut. Nu mai vreau să mai sădesc asemenea semințe. Nu-mi place când cineva țipă la mine. Și eu știu că eu am fost acela care l-am adus în viața mea. Dacă înțeleg acum de unde vine această persoană în viața mea, voi înceta să-l mai aduc. Sigur că nu este ușor, pentru că la început când auzim insultele, vom reacționa în același mod în care suntem obișnuiți, adică îl vom insulta și noi pe el. Și când ne vom întoarce acasă și ne vom liniști, poate ne vom aduce aminte de explicațiile primite. Data viitoare, poate ne vom aminti mai repede de aceste învățături. Și cu timpul, diferența dintre înțelegerea noastră și reacția noastră se va micșora. Și vă spun asta din propria experiență. Și va veni acea zi în care nu vom mai reacționa deloc, cu toate că încă ne va mai durea. Cu cât vom înțelege mai mult, cu cât vom asimila mai mult, cu cât vom medita mai mult, timpul reacției se va scurta. Abilitatea noastră de a activa antidotul la reacția instinctivă, ceea ce o denumim noi ca fiind naturală, va crește. Noi spunem că reacția nu este naturală, ci că ea vine din obișnuință, din obiceiuri. În cele din urmă, obiceiurile noastre vor începe să se schimbe pentru că am încetat să mai plantăm semințe, iar aceste situații neplăcute vor înceta să mai apară. Acest proces este un proces treptat, în urma căreia lumea noastră se va schimba. Vom fi din ce în ce mai mult înconjurați de oameni frumoși și spirituali care se vor ajuta unii pe alții. Acesta va fi modul în care lumea din jurul nostru se schimbă. Deci, în acest fel, văd o schimbare a karmei mele în momentul în care mă văd susținută, văd oameni care
se comportă ca niște îngeri și care sunt dornici să progreseze pe drumul spiritual și din ce în ce vor fi mai mulți. Și asta nu pentru faptul că în această lume s-a schimbat ceva în sine, ci se datorește faptului că începem să proiectăm o altă realitate. Noua realitate vine numai și numai din noi. Budismul nu spune că atunci când ne doare să pretindem că nu ne doare. El nu vine să ne învețe aceste lucruri. Nu așa funcționează lucrurile. Ci cu câtă înțelepciune venim în prezent pentru ca viitorul nostru să fie diferit. Și în continuare vom discuta despre încă două subiecte, ultimele subiecte. Până acum am vorbit despre modul de funcționare a karmei și de faptul că, în general, karmei ia destul de mult timp până să dea roade. Deci, m-a întrebat cineva cum putem ști când vor da roade. Nu știm, datorită ignoranței noastre, nu știm când vom primi rezultatele. Rezultatele pot să fie mai târziu sau poate pot să fie și în viața viitoare. Dar țin să subliniez faptul că cu cât vom înțelege mai bine vacuitatea și ne vom consolida înțelepciunea, cu atât timpul de rodire se va scurta. Adică timpul care se scurge dintre sămânță și rodul ei va fi din ce în ce mai scurt. Aria, după ce a perceput vacuitatea în direct, va continua să planteze semințe. Pentru că se întoarce la lumea la care a fost. Dar atunci când le sădește, sădește în mod intenționat pe acelea care îi vor aduce anumite rezultate. El își dă seama că rezultatele nu vor veni în mod magic, ci ele vor veni din magia faptelor lui. Aria, atunci când se plantează semințe, datorită înțelepciunii lui, ele vor germina cu mult mai repede, adică vor conduce la rezultatele dorite numai în câteva zile sau săptămâni, ceea ce pentru mulți dintre noi ar lua vieți după vieți. În concluzie, karma ia mult timp până să dea roade. Meditația Tonglen este extraordinară în ceea ce v-am spus până acum. Karma meditației, care se îndreaptă, care are ca scop dezvoltarea compasiunii, rodește foarte repede. Este unul dintre lucrurile imediate pe care le poate face cineva. Chiar dacă nu s-a întâmplat nimic în lumea exterioară, de multe ori se poate întâmpla la nivel emoțional. De exemplu, aveți sentimente proaste, deprimante, sentimente de invidie și dacă veți face această meditație, numai în câteva minute starea sufletească se va schimba. 5 minute după această meditație vă veți simți cu totul altfel. De aceea această meditație este extraordinară, pentru că ea este pur și simplu un mijloc de a ieși din stările mentale neplăcute și a ne dezvolta compasiune. Am vorbit despre canalele energetice și am discutat despre faptul că deținem cu toții un canal central energetic care începe din ochiul al treilea, care de fapt se află 2 cm în interiorul frunții. El urcă spre creștetul capului, după care coboară, uitați-vă și în imagine, în paralel cu coloana vertebrală, cam un centimetru în fața coloanei, ajungând până în partea de jos a corpului. În ambele părți ale acestui canal se află canalele laterale, care se numesc Ha și Ta, adică Soarele și Luna, sau Ida și Pingala. Hatha Yoga conține și Ha și Ta. Canalul drept este Soarele și cel stâng este Luna. Canalul drept este căldura, este egoismul, supărarea. Știți, când ne supărăm, simțim că ne încălzim dintr-o dată, ne înroșim. Canalul stâng este partea rece, este Luna. Dorințele, pasiunile. Se spune că în această teorie
se schimbă de la text la text și câteodată ordinea este inversată. Așa se spune. Canalul principal este întru totul compasiune și iubire, înțelepciune și înțelegere. De aceea este atât de important să ne aducem energiile în acest canal. Canalele laterale se înfășoară în jurul canalului central în punctele în care se află chakrele, mergând în jos. Iar în jurul inimii se spune că se răsucesc de 3 ori. Dacă vă aduceți aminte, am vorbit de sem lung, jukpa, chikpa. Lung înseamnă vânt, sem gând, jukpa, legați, chikpa împreună. Ați văzut că am scris și în limba tibetană, sem lung, jukpa, chikpa, ceea ce înseamnă gândul și vântul sunt legate împreună sau merg împreună. Merg mereu împreună. În limba tibetană se spune ta dang ta pa, ceea ce înseamnă cal și călăreț. Gândul de compasiune introduce multă energie în canalul central. De aceea se spune că această meditație influențează în mod direct canalul nostru principal. Energiile yoga de asemenea ajută în direcționarea energiei spre canalul central, acesta fiind și un motiv pentru care oamenii ies mulțumiți după o oră de yoga. Și invers, un gând negativ de invidie, gelozie sau supărare, canalul drept se va umple de energie. Gândiți-vă la acest canal ca un balon subțire care începe să se umfle sugrumând canalul central. Locurile în care canalele se înfășoară și sugrumă canalul central sunt așa zisele chakre. Pe internet și în cărți le vedeți deseori desenate și colorate frumos. Dar vestea proastă este că chakrele sunt exact în locurile în care canalele laterale sufocă pe cel central. Cu cât suntem mai egoiști, lipsiți de iubire și compasiune, neînțelegând legea cauzei și a efectului, cu atât va fi mai mult aer în canalele laterale sugrumându-l pe cel central și mai ales în locul chakrei inimii. Lama ne spune că putem influența introducerea energiei în canalul central, putem influența în două direcții. A, făcând yoga, este ca atunci când o țeavă este astupată și încercăm să-l desfundăm, lovindu-l din exterior. Deci yoga este practica exterioară. Și B, sau a curăța canalul central din interior, ca și când am turnat soluții pe țeavă sau introducând un cablu spiral, așa cum știți că putem să curățăm o țeavă. Deci ori acționăm din exterior, ori acționăm din interior cu ajutorul gândurilor. Deoarece gândurile și energiile corpului merg împreună, atunci când meditați, veți influența corpul și aceste canale interioare. Legătura dintre corp și vânt este făcută exact de aceste canale. Ideea este de a combina yoga cu meditația, pentru că atunci progresul spiritual va fi cu mult mai rapid. Care este puterea secretă a meditației tongden? Printre meditațiile care dezvoltă compasiunea, tonglen este una dintre cele mai importante meditații. Și asta datorită faptului că se folosește respirația în această practică. Respirația fiind legată în mod direct de prana care trece prin canalele energetice. Versiunea tonglen în care se lucrează cu respirația este cu mult mai intensă decât cea care nu o utilizează. Gândul și respirația împreună activează prana, de aceea efectul acestei meditații este atât de rapid, mai rapid decât efectul unei simple fapte făcute, unei simple fapte bune făcute în lume. Și asta pentru că lucrați asupra canalelor energetice. Vom vorbi acum un pic despre meditația tonglen în momentul morții.
Deci, de toate aceste cunoștințe ne putem folosi și în pragul morții. În acele momente, mintea se separă de corp, iar karma, care am acumulat-o pe parcursul acestei vieți și a nenumăratelor vieți anterioare, miliardele de semințe karmice care stau în chakra inimii, sunt eliberate din protecția pe care corpul le-a oferit pe parcursul acestei vieți. Și se spune că așa cum la extrage, cum se petrece la extragerea bilelor din loterie, la loterie, când o bilă urcă sus, deci în funcție de bila fiind karma, în funcție de ceea ce am acumulat, o bilă se va urca în sus, adică una dintre karmele noastre mai intense se vor urca și ne vor trimite în următoarea existență, într-una din tărâmurile samsarii despre care am vorbit. Dacă am practicat foarte, foarte mult Tonglen înainte de moarte, atunci în pragul morții vom putea practica Tonglen și am putea încerca să luăm suferința tuturor ființelor din univers. Dar cel care se află pe patul de moarte și nu a practicat suficient această meditație, nu va putea practica Tonglen datorită suferinței intense ce este provocată de procesul morții. Dar cel care a exersat mult Tonglen va putea în clipele morții să fie în control și să practice Tonglen. Să poată avea gânduri de compasiune pentru ființele suferinde, așa cum am procedat în ultima meditație cu ființele din infern. Se spune că cel care face această meditație va ajunge automat în paradis. Cel mai uimitor lucru pe care îl putem face este să ne putem direcționa conștiința în momentul morții. Toți Marii Lama fac acest lucru. Poate că nu știți, dar poate știți, poate nu știți, dar toți Marii Lama intră înainte, ei știu când se apropie, când se apropie moartea, timpul de a părăsi corpul, ei intră în meditație. Și cine a fost la cursul 1, am povestit despre maestrul nostru tibetan, Ken Rinpoche, de la care am primit aceste învățături și care ni s-au transmis prin Geshe La și prin Lama Dvora. Se spune că a intrat în meditație și a stat în meditație timp de 7 zile. Foarte mulți lama au venit să-l însuțească în acest proces al morții. Și întrebarea a fost cum s-a știut că a stat în meditație timp de 7 zile. Se spune că pielea a rămas elastică, roză, avea un miros plăcut, ceea ce probabil nu se petrece la cei care au murit, da? Au fost considerați morți. Deci gândiți-vă cât de extraordinară este această meditație. Iar Marii Lama fac meditația asupra compasiunii în acele momente. Și în acele momente care sunt foarte, foarte grele. Iar noi nu vorbim despre cei care au avut o moarte clinică, da? Care s-au reîntors și povestesc despre acele lumini și despre acele experiențe frumoase pe care le-au avut. Noi nu vorbim despre acest lucru, procesul este cu mult mai profund. Am vorbit într-o lecție trecută despre faptul că Tonglen, de fapt, face parte din tradiția budistă Lojong. Lojong înseamnă transformarea conștiinței. În cursurile ACI, ACI, sunt 5 seminare, 5 workshop de Lojong. Primii care au început să învețe budismul în Tibet s-au numit Kadampa.
Kadampa înseamnă cuvânt sfânt sau îndrumare sfântă și astfel s-a format tradiția Kadampa. Primii care au învățat budismul în Tibet au fost păstorii de iaci. Iar Lojong este acea învățătură pe care au transmis-o Mari Lama păstorilor de iaci, pentru că erau oameni simpli, au transmis-o sub formă foarte concentrată. Poate că o să avem onoarea să facem Lojong împreună, să vedem. Geshe Chekawa a fost un mare lama care a trăit în jurul anului 1200, 1102, 1176. El a fost unul dintre cei mai mari maestri ai tradiției Kadampa. Și se povestește despre acest mare maestru care se afla pe patul de moarte. Era înconjurat de discipolii lui devotați. Discipolii îl priveau cu multă mâhnire în suflet, erau atât de triști, dar cunoșteau regulile tradiției și nu își deranjau maestrul în acele momente. Dar datorită marii lui compasiuni și iubiri pentru elevii lui, Geshe Chekawa vrea să le descrie momentele prin care trecea, să le descrie procesul morții, proces care în mod normal, nu se poate relata. El se străduia pe cât putea să descrie cât mai bine acele momente prin care trecea într-o altă lume și spunea: nu pot, nu pot. Discipolii îl întrebau: dar ce nu poți, maestre? Și el spunea: încerc să cobor în infern pentru a ajuta ființele de acolo și tot ceea ce văd în jurul meu sunt numai îngeri. Adică marea lui compasiune și dorința de a ajuta toate ființele nu făceau decât să-l împingă spre paradisul lui Buddha. Numai așa se poate ajunge în paradis, în a îndrepta toate energiile din inimă și numai atunci. De a îndrepta energiile în inimă și numai atunci inima se va deschide. Cel care percepe vacuitatea în mod direct, e proces care de fapt durează doar câteva minute, chakra lui se va deschide numai temporar. Chakra inimii noastre, majoritatea timpului, este blocată de nodurile strânse pe care le creează canalele energetice și asta, încă o dată, revin a faptului că suntem plini de pasiuni, de egoism, de aversiuni, de critici, de invidie, de neînțelegere și alte. Dar cel căruia i s-a deschis chakra pentru câteva minute, ce îi se întâmplă? Va ajunge la o înțelegere profundă a vacuității. Și asta nu datorită logicii, ci datorită experienței directe pe care o are. El va vedea Dharmakaya, corpul de înțelepciune al lui Buddha și se va contopi cu el. De fapt, vede viitorul lui corp de înțelepciune, dar măcai. Al doilea lucru care îi se întâmplă și nu se întâmplă oricui, ci doar aceluia care se află pe calea Mahayana, datorită marii lui compasiuni și iubiri, va experimenta în mod direct bodhicitta. În același timp, va întâlni toate ființele universului. El le va vedea cu ochii al treilea, bineînțeles nu cu ochii fizici, dar din acel moment va ști că ceea ce îi va rămâne de făcut este doar să servească aceste ființe. Înțelege că motivul pentru care a venit în această lume este de a învăța să servească toate ființele din lume și de a ajunge la acel nivel pentru a le scoate din suferință. Calea pe care o va parcurge după aceea se numește calea practicii, iar numai după aceea va ajunge la iluminare. Și când va ajunge la iluminare, va dobândi capacitatea de a fi în același timp pe milioane de planete și va fi îngerul care îi va ajuta pe toți, ca și Superman despre care am vorbit la început.
când am vorbit că în noi există întotdeauna acel dor de a ajuta toate ființele și ne entuziasmăm atât de mult de personajele din filme care au posibilitate să facă acest lucru, de a fi imaginar, dar când ne vedem că suntem, că nu avem acele capacități înalte, atunci încet, încet am renunțat. Dacă vă întrebați de ce ați venit în această lume, motivul este exact acela despre care am vorbit mai înainte. Nu am venit să mâncăm, să avem o carieră, să facem copii și apoi să murim. Toate acestea pot fi frumoase, dar nu aceasta este soarta noastră. Scopul nostru este de a deveni iluminați, de a ne dezvolta în noi acest potențial, adică natura budică cu care am venit în această lume și care există în fiecare ființă umană. Sau puteți spune acel sâmbure de perfecțiune absolută care există în fiecare dintre noi. Sau acea scânteie divină, așa cum se spune în terminologia în New Age. Acesta este motivul venirii noastre. Buddha a spus, nu vă mulțumiți cu mai puțin de atât. Cu mai puțin de atât vă va omorâ în mod sigur. Și suntem deja pe drumul încolo. Dacă îi privim pe cei din jurul nostru, fiecare pare că ar fi într-o mașină de curse. Viața noastră este o mașină de curse care stă să se izbească de parapet, adică moarte. Fiecare are cât un parapet în fața lui situat la distanțe diferite. Cu cât vom da gaz mai mult, cu atâta vom accelera spre parapet. Suntem cu toții într-o cursă nebună spre moarte, pentru că în permanență nu ne înțelegem realitatea în care trăim, și suntem plini de sentimente negative și de critică și așa mai departe. Dar există o cale de ieșire. Calea de a dezvolta compasiunea. Și aceasta este direcția. Acesta este mesajul marilor maestri, mesajul lui Buddha. Sensul vieții noastre este de a dezvolta acel potențial la nivele uimitoare, potențial care există în fiecare dintre noi. Avem norocul să trăim într-o generație în care există învățători care ne învață cum să procedăm. Și nu oricine are acest noroc. Ei avem oportunitățile de a avea un corp uman, de a trăi într-o lume în care există dharma, o lume în care există profesori, o lume în care am venit cu o anumită inteligență, avem capacitatea de a asculta, și nu avem un corp care se zvârcolește cu mândure. Iar aceste oportunități nu se mai întorc. Ele sunt atât de rare în samsa. Cine știe când le vom mai avea încă o dată. Iar pe de altă parte, potențialul pe care îl avem de a ajuta și servi pe toți ceilalți este incredibil. Chiar și faptul de a vorbi despre aceste lucruri este foarte, foarte rar. Mai aduceți aminte de acel australian de care v-am vorbit, care și-a pierdut vederea, pe care lama l-a cunoscut? Atunci când a practicat Tonglen, el a practicat un Tonglen special. Adică, ce sens special? Când practica Tonglen, spunea așa. Datorită faptului că mi-am pierdut vederea acum, fie ca nicio suferință să nu mai treacă prin suferința morții. Există o durere specifică a morții, în limba tibetană se numește neiju, prin care trece toată lumea, o suferință imensă pe care nimeni nu o poate relata și aceasta se întâmplă atunci când au încetat semnele de viață. Mintea încă se mai află în corpul care a devenit inert. În această stare nimeni nu mai poate relata ceva. Și noi nu vorbim despre cei în moartea clinică, ci despre cei care se află în stadiile avansate de decen. E,
În Lojong, de ce se spune transformarea conștiinței? Pentru că ideea este să transformăm orice problemă pe care o avem într-o oportunitate. Deci acel australian, practic cu ajutorul meditației Tonglen, și-a transformat problema, deci lipsa de vedere, orbirea, într-o oportunitate de a ajuta și de a-și dezvolta compasiune. În acea meditație mereu spunea că datorită acestui lucru care i s-a întâmplat, ca nimeni să nu mai treacă prin suferința morții. Și acest lucru a fost exact ceea ce l-a scos din orbire. El s-a folosit de forța adevărului sau de actul adevărului, de forța intenției lui, iar acest lucru l-a scos din orbire. Aceasta a fost lecția foarte, cum am spus, foarte și vom trece la meditația trandafirului și a diamantului, pe care poate unii cunoașteți, poate alții nu. Dar această meditație, într-adevăr, lucrează cu canalul energetic principal. Deci, dacă puteți să vă așezați comod și să facem ultima meditație împreună. Să-mi spuneți când sunteți gata. Suntem. Octavian, eu nu vă văd. Am închis Ok. Ok. Dacă sunteți gata, spuneți-mi când sunteți gata. Suntem, noi suntem aici. Meditația e scurtă, sunt 20 de minute, nu e lungă. Deci așezați-vă comod, fiți atenți cum stați, așezați, astfel încât spatele să fie drept și în același timp să stați și confortabil. Îndreptați-vă atenția spre respirație. Respirați de 10 ori. Invitați-vă profesorul Shenyan Tensul. În limba tibetană înseamnă prietenul cel bun sau prietenul spiritual. Să vină să vă însoțească în această meditație. Priviți frumusețea lui interioară și exterioară. El este înconjurat de o aură luminoasă. Aura înțelepciunii și a iubirii lui pure. Și vă privește cu o iubire imensă.
Uitați-vă cum El este întruchiparea a tot ceea ce doriți să, vă, să fiți. Refugiați-vă acum în aceste lucruri minunate pe care profesorul le întruchipează pentru voi, în virtuțile lui sublime. Și cereți-i să vă ajute să vă dezvoltați iubicita. Această iubire necondiționată, incontrolabilă, față de toate ființele simțitoare. Și acum uitați-vă la corpul vostru și goliți-l de tot ceea ce este în interior. Goliți-l de carne, de oase, de toate organele interne și de sânge. Corpul să rămână complet gol. Singurul lucru care să rămână să fie doar conturul exterior al trupului vostru. Vizualizați că tot interiorul acestuia este numai lumină, lumina de culoarea cerului senin. Verificați dacă ați scolit totul. Verificați dacă nu a mai rămas nimic în vârful degetelor, de la mâini, de la picioare, din locul urechilor. Totul să fie plin de lumină. În locul în care se află coloana vertebrală, va trece acum canalul central, numită șușumna. El arată ca paiul de băut, dar transparent ca un cristal. Nu există nimic care să-l blocheze. El începe de la coccis, ajunge în creștetul capului și de acolo se curbează și coboară spre punctul dintre sprâncene, cam 2 cm în interior. Acest punct se numește Ajna Chakra. În capătul Ajna Chakra, imaginați-vă un diamant mic care strălucește intens, răspândind o lumină orbitoare de o frumusețe fără seamă. Concentrați-vă pe acest diamant. El reprezintă înțelepciunea voastră. Focalizarea în acest punct vă va ajuta să vedeți cu claritate lucrurile.
Și acum, vizualizați în canalul principal, în dreptul locului unde s-a aflat inima voastră, un trandafir superb, mic și roșu. Petalele lui sunt catifelate, emanând un miros suav, minunat. El simbolizează compasiunea voastră. Încercați să-l mirosiți, să-i simțiți finețea petalelor lui și bucurați-vă de frumusețea lui. Imaginați-vă cum diamantul din Ajna Chakra începe să urce prin canalul central spre creștetul corpului. Faceți acest lucru încet. Lumina care o răspândește urcă și ea ca un punct luminos ce se ridică prin acest canal. După ce a ajuns în creștetul corpului, diamantul va începe să alunece în jos, încet, încet, radiind lumină verde, așezându-se ușor pe trandafir. Uitați-vă la diamantul care este așezat pe trandafir. Diamantul luminează trandafirul care radiază frumusețea și care emană miros plăcut. Împreună ele simbolizează deschiderea chakrei inimii și împlinirea compasiunii și a înțelepciunii voastre. Această întâlnire dintre înțelepciune și compasiune va crea o lumină intensă, lumină ce simbolizează compasiunea uriașă și înțelepciunea profundă. Această împreunare va deveni cauza formării corpului vostru de lumină și a unei minți atot știutoare și plină de compasiune, devenirea într-o ființă iluminată. Uitați-vă cu micul trandafir și diamant, diamantul radiază puternic lumină. Lumina vă umple tot trupul, vă va umple cu toată fericirea care poate să existe și va curăța de orice suferință tot trupul pe care îl dețineți. Lumina izbucnește din corpul vostru, extinzându-se în tot universul, în toate ființele. Ea umple mai întâi camera în care stați, pe cei din jurul vostru, se extinde și umple toată clădirea în care sunteți și pe toți cei din ea. Apoi se extinde și umple tot orașul, toată țara, tot globul pământesc și tot universul. Lumina binecuvântează orice ființă pe care o găsește în cale, satisfăcând toate dorințele acesteia și poate și mai mult decât și-a dorit.
Încercați atât că vă permite imaginația să mergeți dincolo de această lume, spre alte lumi. Și să vă vedeți cum deveniți o sursă de binecuvântare pentru orice ființă din univers. Îndreptați-vă atenția acum spre lama și invitați-l să vină la voi. Lama vine și se așează pe locul unde se află trandafirul și diamantul. Rugați-l să rămână cu voi și să continuă să vă ajute a vă dezvolta compasiunea oriunde ați fi. Dedicați binecuvântarea acestei meditații ca nicio ființă simțitoare să nu mai cunoască suferință și să aibă cu toate parte de fericirea sublimă a lui Buddha. Încet, încet deschideți ochii. Și ca să încheiem lecția, o vom încheia cu o rugăciune care spune: mi-aș dori ca toate ființele, în orice loc se vor găsi, libere și fericite să poată fi. Toate gândurile mele, toate vorbele și toate faptele pe care le fac, a lor suferință să o înceteze. Aceasta se numește rugăciunea unui bodhisattva. Am încheiat toate cele 6 lecții. Vă mulțumesc foarte mult pentru oportunitatea pe care mi-ați oferit-o să vă aduc această meditație care este unică în lume pentru că există această dorință de a dezvolta compasiunea și de a lua toate suferințele tuturor ființelor din univers. Eu, sincer, nu am mai întâlnit o asemenea meditație. Dacă aveți întrebări. În primul rând, îți mulțumim și noi că ne-ai transmis învățătura asta. Învățătura este învățătura completă a Tonglen, învățătura care foarte puțini o cunosc în afara mănăstirilor budiste. Deci eu mulțumesc lamei mele și a maestrilor noștri, Geshe La și Ken Rinpoche și Pabongka Rinpoche, tuturor maestrilor care ne-au transmis aceste învățături. Nu este o invenție de ultimii ani. Este gândiți-vă la această meditație că există de sute de ani. Și avem acest mare noroc să primim aceste învățături. Ah.
am și o întrebare. Da, Cristina. Până dimineața. Până dimineața. Că ne-ai predat mai multe variante. E vreo recomandare pe una să o faci într-o anumită situație, pe alta în alte situații sau care e diferența? Nu știu. Recomandarea profesorilor noștri este să se înceapă cu Tonglen pe noi înșine. Adică să facem meditația pe sinele nostru viitor ca să putem să fim deschiși din punct de vedere a compasiunii pentru ceilalți. Iar după aceea am vorbit despre cercurile concentrice, să începem pe cineva care iubim, după aceea am spus în lecții, bineînțeles că recomandarea este să nu așteptăm să ajungem la inamicii noștri, să facem meditația Tonglen pe inamicii noștri după nu știu cât timp, ci odată pe săptămână să introducem în această meditație și pe acei care, hai să zicem noi inamici sau dușmani, pentru că eu cred că e un cuvânt destul de greu, dar pe cei care nu ne plac. Această meditație a trandafirului și a diamantului nu am văzut că există vreo recomandare. Eu zic că e bine de făcut atunci când dorește persoana, când simte nevoia, că lucrează pe canalul energetic principal, când simte nevoia ca persoana să se umple de lumină. Deci nu pot să spun că am o recomandare pentru această meditație, pentru ultima meditație. Dar este foarte important să se înceapă pe noi înșine și după aceea pe ceilalți care suferă. Încet, încet, unul câte unul. Iar lucrurile se vor schimba. Mai vrea cineva să mai întrebe? Mulțumesc, Cristina, pentru întrebare. Daniela vrea să întrebe ceva. Dana? Daniela. Zi, Daniela, poți să vorbești. Budist? Te aud, Daniela. Da, când vorbim de compasiune în budism, de această meditație, asta înseamnă meditație pentru dezvoltarea iubirii necondiționate? E tot una? Există o diferență. Iubirea necondiționată este iubirea pentru toate ființele, iar compasiunea înseamnă dorința de a le lua suferință. Deci merg în paralel, pentru că... Să merg mână în mână, nu? Suferința unei ființe, nu cred că o poți face... Poți să o faci și fără să ai, să zicem, o anumită... Fără să simți iubire, da? Adică poți să faci ca și când ai avea iubire, poți să faci, dar cred că lucrurile merg împreună, pentru că atunci când dorești să iei suferința altcuiva, în meditație, incredibil, se dezvoltă și iubirea. Eu am, cum să spun, ca să vă dau un exemplu, nu prea am înțeles, nu m-am înțeles foarte bine cu șefa mea de catedră, să spunem. Și întotdeauna, cum să spun, aveam în sufletul meu critică, sentimente neplăcute. Am început să fac meditația Tonglen pe ea. Și atunci când am făcut... meditația Tonglen pe ea, am început să simt sentimentele mele s-au transformat față de ea, în sensul că m-am simțit cu mult mai aproape de ea, am început să o înțeleg. Iar după ce am făcut meditația, pot să vă spun că, deci a trecut ceva timp, suntem foarte bune prietene, a venit câteodată și la lecțiile de Dharma, este foarte interesată, îi face plăcere de fiecare dată când ne întâlnim și discutăm, deci se întâmplă niște schimbări.
așa cum s-au spus în învățături, schimbările de fapt s-au petrecut în mine. Deci am început să o văd altfel. Deci prin dorința mea de a-i lua suferința și de a-mi schimba eu optica și sentimentele față de ea, într-adevăr, cu timpul s-au schimbat. Deci suntem foarte bune prietene acum. Da, da. În principalul e că te schimbi tu, nu se schimbă celălalt. Exact. Celălalt se schimbă numai dacă vrea el. Dacă vrea el și dacă nu s-a schimbat, înseamnă că încă trebuie să mai fac, să mai muncesc pe el. Exact. Ceilalți reflectă numai ceea ce trebuie să schimbăm noi. Exact. Sunt oglinzi. Asta este înțelepciunea. Și cealaltă întrebare era... că ai făcut referință la yoga, nu? Pentru curățarea canalului central. Dar întrebarea este, nu se poate face și prin alte tehnici energetice? Pentru că eu am experiența că da. Poți să faci. Vezi tu, toate aceste tehnici energetice pe care le cunoști tu, pe care le cunosc eu, pe care le cunosc și ceilalți, poate, s-au dezvoltat în ultimul timp. Deci, noi când vorbim despre aceste învățături, vorbim despre învățături care s-au predat de sute de ani. Și atunci ei nu cunoșteau noțiunea de energie, nu cunoșteau alte noțiuni sau alte tehnici energetice, dar se spune altceva. Dar ce este incredibil, că Mari Lama pot să vindece numai prin atingerea persoanei suferinde cu mătănile. Mătănile se încarcă de o energie atât de pură încât pot să ajungă să vindece cu mătănile sau cu mâinile. Da, e adevărat, pentru că toate aceste persoane au acumulat... ceea ce se spune în budism, forța adevărului. Încet, încet. Doar că eu din viziunea mea o numesc calve, dar mă rog, e același lucru. Da. Așa, și după aceea mai vreau să întreb. Eu știu că eu sunt coșmarul tuturor profesorilor. Eu sunt cea care întreb cel mai mult. Se fac și altfel de meditații în budism, în afară de... a dezvolta compasiunea și înțelepciunea? Da. Se fac și alte meditații, dar nu este momentul acum. Mm-hmm. Mai ales în practica înaltă. Da. Dar la ce se referă, dacă se poate spune? Nu pot să spun. Bine, e secret. Învățătura înaltă este o învățătură care se ține secret și se transmite în mod direct între profesor. Profesorul transmite în mod direct la elev. Da, bine. Mulțumesc. Pentru că este o logică în a păstra în secret, așa cum Tonglen a fost păstrat în secret, pentru că cei care nu înțeleg această meditație pot să o disprețuiască sau... Să o denatureze. Să o denatureze. Mă rog. Este una. Iar partea a doua, dacă o folosești în mod incorrect, dacă ar veni cineva din junglă și ar pune mâna pe un toaster care este în priză și nu știe că există curent electric și că acest toaster se încălzește, se poate frige. Deci îi poate să-i provoace pagube fizice. Da, 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 știu la ce se referă. Da. La Kundalini, presupun. Nu? Trage de coartă. Coartă. Eu îți mulțumesc oricum, Gândre. Este bine să clarificăm lucrurile, pentru că toate aceste meditații și toate aceste cursuri care sunt deschise publicului,
cum este DCI, cum este ACI, cum se spune, ACI și DCI, nu? Octavian. DCI, da. Nu fac decât să decât să atragă publicul și să-i schimbe optica de percepere a vieții și să-l schimbe în faptul de a îi dezvolta această, să spun eu, dorință de a nu mai acționa numai pentru interesele proprii sau pentru interesele familiare, ci pentru toate ființele, pentru că gândiți-vă că la locurile de muncă, la serviciu, cât armonie este? Nu există armonie. Dar cel care învață budismul nu face decât să influențeze pe ceilalți să se comporte altfel față de semenii lui. Adică munca va deveni cu mult mai fructuoasă și cu mult mai armonioasă dacă există această înțelegere care vine din DCI, din aceste cursuri. Dar fiecare ajunge la ele după cum le este karma. Mai există vreo întrebare, Octavian? Aici la noi nu, momentan. Ok, ok. Am să vă trimit, i-am spus lui Octavian, vă trimit toate materialele. Și inclusiv am separat meditațiile în Word, am separat fiecare meditație să o aveți dacă vreți să treceți peste ea. Aici noi avem în site-ul nostru, de exemplu, dacă eu vreau să aud meditația, deci sunt meditațiile înregistrate, numai meditațiile înregistrate, ca astfel încât dacă eu doresc să zic că eu... când predau aici în Haifa sau în alt loc, pun meditația înregistrată. Deci nu pun toată lecția, ci eu pun meditația înregistrată a lamei, dacă eu predau aici. Deci ar fi bine, dacă Octavian, dacă poți să scoți meditația înregistrată din cadrul mărilor. Nu știu dacă se poate, da? Da, se poate. Și atunci sunt și scrise, le și auziți. Sper că le-am transmis, eu știu, așa cum trebuie și sunt clare. Eu vă mulțumesc încă o dată. Haideți să încheiem lecția cu încă o dată rugăciunea mandalei cu mudra. Aici este marele pământ, plin de miros de tămâie, de o pătură de flori acoperit. Mărețul munte, cu cele patru continente, purtând soarele și luna ca bijuterie. În mintea mea mi le imaginez paradisului Buddha și le ofer dar pe toate ție. Datorită acestei fapte, fie ca toate ființele vii, într-o lume plină de puritate să locuiască. Sridam Guru Ratna Mandala Kam Niryatayam. Ultima meditație este, rugăciune este dedicația. Deci vom dedica această energie pe care am acumulat-o în urma învățăturilor tuturor ființelor suferind. Să nu mai existe nicio ființă care să sufere în lumea. Să le aducem toată fericirea, datorită faptei mele bune, pe care am făcut-o chiar acum, e ca toate ființele să-și desăvârșească colecția de merite și înțelepciune și astfel să dobândească cele două corpuri sublime, că numai din cele două se înfăptuiesc. Poate când ajungem să învățăm cursul 5, poate am să... pun versiunea în limba tibetană, o să spunem rugăciunile în limba tibetană. Da, am putea să practicăm. Vrea Bogdan să mai pună o întrebare. Da, Bogdan. Nu era o întrebare, eu vreau să vă zic pe cartea asta. Ce carte?
se numește Antrenarea Minții și Cultivarea Bunătății Pline de Iubire. Și este exact ce ne ziceai tu de Rojo, Transformarea Conștiinței. Adică e scrisă după Antrenarea Minții în cele 7 puncte. Rojo. Și mi se pare foarte bună pentru că e foarte practică. Sunt niște obiectii foarte scurte pe care pot să meditez în fiecare zi. Da. Acum am început să o citesc și am văzut că e exact legată de cursul ăsta. Aha. Deci practic, e exact practica de Tom Zen. Am înțeles că de aici e derivată, din... din Antrenarea Minții în cele 7 puncte. Și vreau să vă zic de ea, că e foarte... Da, e foarte bine. Chiar, nu știu, am să vă rog, nu știu, Octavian, în limita posibilităților, dacă puteți să vă faceți o bibliotecă cu cărțile legate, cu cărțile lui Gheșela, aceste cărți care le recomandați. Eu când am fost în România, să zicem, prima oară după 5 ani de când după ce am plecat spre Israel, cred că am venit în România după 5 ani sau nu mai țin minte, în orice caz am fost impresionată de cantitatea de cărți legate de spiritualitate. Știu că Dana știe. Am cumpărat odată și 40 de cărți. 40 de cărți am adus aici cu mine în Israel. Întotdeauna treceam prin librărie, am auzit că librăria Eminescu a desfințat-o. Nu, n-au desfințat-o. A? N-au desfințat-o. Am fost eu ultima dată. Ah, ok, sau am mutat-o în alt loc, în orice caz. Nu, e tot acolo. Ah, da? Ah, ok. Da. Așa, eu când am fost ultima oară, în martie, nu mai era. Dacă puteți să vă faceți o bibliotecă și să puteți să vă dați unul altuia cărțile. Cristina, îți mulțumesc pentru cărțile care mi le-ai adus. Sunt foarte bine depus acolo. Adică oricine care vine în centrul vostru, că de fapt Octavian... v-ați format acolo un centru spiritual, un centru mic spiritual în care recomandați oamenilor să vină să mediteze sau să facă yoga, după cum știu, faceți yoga, asta este incredibil și în același timp se poate sta să citi, adică să zicem să fie un mic templu în care omul să vină să se retragă și să-și găsească liniștea și mai mult în care să poată discuta budism. Pentru că știți foarte bine când vă duceți la lucru sau pe stradă sau oamenii nu vorbesc pe aceeași limbă pe care o vorbiți voi, de aceea e bine să fiți împreună. Poți să te rog să mai ne arăți o dată cartea, cum arată, Octavian? Să văd imaginea, că mi-e mai ușor să o găsesc. Lucica știe la câte depozite de cărți n-am mers. Lucica e îndrumătoarea mea prin depozite de cărți. Eu nu văd. Oh, vezi? Vezi cartea? Nu se vede. Nu se vede. Nu se vede? Sau cred că se vede? Acum. Se vede în oglindă. Pe Maciodru. Și vă arăt. Ok. Octavian, poate ar fi bine pe site să scrii despre cărțile recomandate, să fie un site numai pentru cărți recomandate. Ar fi o idee. Păi momentan avem una. Nu, dar mai sunt. Cristina mi-a adus despre Dalai Lama. Mi-a adus... Ce mi-a adus Cristina atunci la cursul 1? Mi-a adus încă două cărți care am fost tare... Mi-au plăcut foarte mult.
Sunt și cărți de mindfulness și era o carte legată de tantra. Sunt mai multe. Deci puteți să vă faceți o bibliotecă budistă și nu numai. Pentru că dacă vin, poate vin să iau o carte, să o răsfăiesc, mi-ar face mare plăcere. Cine are cărți pe acasă le poate aduce aici, fără probleme. Le punem în bibliotecă. Aduceți-le, când mai treceți pe aici. Gabi, presupun că cărțile care se găsesc aparțin și altor linii, nu? Nu numai al lui Dalai Lama. Adică alte linii budiste. Da, sunt. Da? Da, sunt. Și cum poți să faci diferența? Cum poți să știi? Noi suntem, poți să te uiți, să răsfoiești pe ce linie. Noi suntem linia Gelugpa. Asta trebuie să o spună la începutul cărții, dacă da, este pe linia. N-am idee. Dar poate să fie Theravada. Adică, acum că ai întrebat, de exemplu, Lama ne-a spus în mod special, ne-a recomandat să nu citim cărți despre învățăturile înalte care vin pe alte linii, pentru că, sincer vorbind, eu am o carte, am cumpărat-o, nu înțeleg absolut nimic. Este pur și simplu o pierdere de timp. Probabil că această carte a fost scrisă pe altă linie, pentru că practica înaltă se fac și pe alte linii. De aceea este de recomandat într-un fel, nu vreau să vă limitez, pentru că orice carte care dezvoltă, să zicem, compasiunea și iubirea și înțelegerea este foarte, foarte bună, dar când se ajunge la un anumit nivel de practică, este bine să ne canalizăm pe ceea ce ni s-a transmis și pe cărțile care sunt mai apropiate, pentru că altfel le înțelegem. Da, depinde și de nivelul de vibrații și de conștiință al cărții respective. Până când ajungi la acel nivel, nu poți să înțelegi acea carte. Asta se întâmplă cu toate cărțile spirituale. Da. Doar avem experiența. Cristina, vrei să întrebi ceva? Lama lui Dalai Lama și de obicei cam scrie de... Adică, mă rog, pe unele cărți poate să scrie, în altele nu. Sau dacă mai sunt imagini, cei din Gelugpa au ținuta asta de roșu închis cu șofranul galben ăla portocaliu. De exemplu, pe Theravada sunt portocaliu cu galben, e cu totul alte culori, e alt fel de a pune materialul respectiv pe haina care face. Da, așa este. Mulțumesc! Detalii! Da, așa este. Liniile se deosebesc după felul în care călugării se îmbracă. Unii au, de exemplu, nu pălărie, nu știu cum să-i spun. Un fel de colț. Pe linia noastră este roșie, sau unii sunt cu galbeni. Mă rog, fiecare linie se deosebește, da. Da, Gabriela, am și o întrebare legată tot de învățături. Eu din ce am înțeles, Jeton Kapa, mare parte din timp se ruga să înțeleagă decât să... Adică și studia, dar în același timp se ruga să înțeleagă. Cât de important e această rugăciune? Este foarte importantă rugăciunea, rugăciunea de o entitate iluminată. Și am să vă spun de ce. Dacă nu am să mă rog spre o entitate iluminată, învățăturile nu vor veni. Iar gândiți-vă că Jeton Kapa a avut contact direct cu Manjushri, acel zeu al înțelepciunii, care i-a transmis înțelepciunea. Deci dorința lui de a-și dezvolta compasiunea, se ruga intens, se spune că și-a lăsat talpa piciorului pe piatră, imprimată în piatră, de câte rugăciuni, într-adevăr, Octavian, de câte rugăciuni făcea la acea entitate iluminată să vină să-l ajute să-și dezvolte înțelepciunea și compasiunea.
De aceea se spune că a fost un fenomen, pur și simplu un fenomen, să scrie zeci de pagini, ceea ce numai un om iluminat poate să scrie o asemenea cantitate care a venit în mod direct, adică înțelepciunea i s-a transmis în mod direct și bineînțeles că a făcut foarte multe retreat-uri de 3 ani, deci bănuiesc că înțelepciunea i-a venit și pe perioada retreat-urilor. Se spune că 100 de pagini scrise de Jetsun Kapa celor dintr-o mănăstire, călugării dintr-o mănăstire le iau 20 de ani ca să treacă peste ele. Vă imaginați ce înțelepciune profundă și ce mare maestru a fost Jetsun Kapa, pentru că el a avut această înțelegere de a acumula, de a strânge toate învățăturile și de a le ordona. Jetsun Kapa a fost o personalitate, un mare, mare maestru și se spune că a ajuns la iluminare. Deci, de aceea e foarte bine. Altfel, dacă nu vă rugați, înțelepciunea nu va veni, învățăturile nu vor veni. Deci asta e interesant, că cu toate că ne rugăm la o entitate să ne ajute, în același timp să ne amintim că entitatea vine tot prin prisma meritelor noastre, nu vine din exterior spre noi. Este o proiecție, este o proiecție a ceea ce avem în karma. Comunicările cu o entitate, va trebui să fiți pregătiți pentru că ei comunică în permanență. Toate entitățile de lumină comunică în permanență cu noi, numai că nu le auzim. Nu avem această karmă să le auzim pentru că sunt pline, pline de compasiune și înțelepciune. Iar, și nu uitați că toate aceste entități sunt cu voi acolo și spre părerea noastră de rău nu le vedem. Nu avem, dar sunt persoane care văd. Sau care simt. Sau care simt. Ele nu se pot arăta așa să le vedem și noi puțin, așa cum... Da. În anumite grade de vibrație, da. Am eu o întrebare. Problema că nu suntem la vibrațiile. Aia, Nicole! Bună dimineața! Bună dimineața! Și atunci, ce karma ar trebui să avem ca să le vedem? Ar trebui să plantăm? Să ne purificăm cât mai mult curentul de conștiință. Să ne purificăm semințele karmice. Cât nu mai e mult tongleng. Tonglen, de a merge cu iubire și de... Gândiți-vă că cele 7 etape descrise sunt atât de greu de făcut și prima etapă, prima, de fapt nu este prima etapă, este etapa 0, este de a ne comporta față de toți ceilalți în mod egal. Gândiți-vă ce greu ne este. Este numai etapa 0. Ce pot să spun eu despre etapa mai avansată să privesc toate ființele ca mamele mele? Este foarte greu. Nu suntem încă acolo. Gândiți-vă la ce nivel de compasiune și iubire va trebui să ajung să pot să văd orice ființă, pe tine, pe Edi, pe Octavian, Virginia, Bogdan, Mihai și toți ceilalți ca fiind mamele mele. Și să mă comport. Adică în budism se zice că am fost unii mamele altora nu doar o dată, de o infinitate de ori, nu? Da, așa este. Deci dacă am fost furnici, am avut mame furnici. De aceea va trebui și cu furnicile să fim foarte, foarte atenți și credeți-mă că sunt în retreat-ul de anul trecut. Atenția se mărește foarte mult a proteja insectele, furnicile, a nu călca pe ele. Adică se dezvoltă faptul că se stă în liniște și se face practică, se dezvoltă și o atenție, adică atenția este cu mult mai mărită față de ființele care sunt în jurul meu, chiar dacă sunt furnici, chiar dacă nu le văd.
este incredibilă practica, este incredibilă. Cu cât vom înainta și progresa pe acest drum, și vibrațiile noastre vor crește, oamenii se vor simți bine în jurul vostru, vor fi mulțumiți, vor fi satisfăcuți, veți fi o binecuvântare, vor veni la voi să vă întrebe anumite lucruri, vor vedea în voi persoane deosebite, o să vedeți. Chiar dacă poate alții vă vor vedea ca niște ciudați, așa cum sunt eu, să zicem, în grupul meu de prieteni, faptul că plec pentru o lună în retreat ca femeie, îi simt, dar pe mine nu mă interesează și nu mă deranjează lucrul ăsta, din contră îi privesc cu multă compasiune și înțeleg că, de fapt, nu au ajuns încă la o înțelegere a vieții și se comportă după cum karma le dictează. Și atunci înțeleg că va trebui să fac această muncă și pentru acele persoane care încă se complac într-o lume obișnuită, într-o lume, cum spunea Lama ca metaforă, să conducă o mașină de curse care la urma urmei se va zdrobi de parapet, deci vom muri cu toții și eu zic că mulți vor vedea în voi persoane înțelepte și cu mult bun simț și cu mult respect și cu multă iubire. Schimbările vor fi incredibile, o să vedeți. Atunci, sunt convinsă că unii dintre voi, deși vedeți. Gabi, ce vreau să te întreb, apropo de drumuri spirituale, dacă, de exemplu, asta ce înseamnă că dacă unul, de exemplu, în viața actuală este într-un drum spiritual, este pentru că s-a rugat înainte, în vieți trecute, sau pentru că este în karma lui, sau este și una și alta? Mi-e greu să-ți spun, dar un om care a ajuns pe un drum spiritual înalt în această viață, înseamnă că a parcurs multe, multe vieți anterioare în care a făcut un drum spiritual, probabil că nu l-a dus la capăt. A, deci e ca un fel de perfecționare, să spunem așa. În fiecare viață perfecționăm... Buddha. Da, da. Se spune despre Buddha că a ajuns la iluminare în viața de care o știm, dar înainte el a trăit nenumerate vieți ca fiind un mare, mare bodhisattva. Mm-hmm. Adică asta i-a acumulat foarte, foarte multă energie karmică care l-a împins, de fapt, într-o viață în care să ajungă la etapa finală. Mm-hmm. În asemenea mod de mare bodhisattva, încât și-a dăruit corpul, mi se spune, a leului care avea, leoaice care avea pui, 5 pui, și a tăiat, să zicem, cum să spun eu, s-a tăiat astfel încât să înceapă să sângereze mâine, picioarele, ca leoaica să vină să îl mănânce și să dea puiilor ei de mâncare ca să nu moară de foame. Compasiunea la care ajunsese Buddha în viețile anterioare, că de fapt, de unde știm noi asta, el a povestit aceste lucruri, a fost atât de mare încât se spune că acei 5 pui de lei au fost discipolii lui, printre care Subhuti din Sutra Inimii și Sutra cum se zice? Cum se spune? Hai să zicem șefuitorul de diamant. Dar nu este corect spus. Corect înseamnă diamantul tăiat de înțelepciune. Da. Dar, cum să spun, compasiunea a ajuns atât de mare în viețile trecute încât l-au împins să ajungă la iluminare. Eu nu vreau să vă rețin că știu că trebuie să mergeți la lucru. Eu vă mulțumesc din tot sufletul. O să ne vedem în luna septembrie. Mm-hmm. Mulțumim.
Și o să fiu în contact în legătură cu Octavian și fiecare dintre voi, și tu Mihai, și tu Bogdan, puteți să mă contactați, să-mi trimiteți mesaje și toți ceilalți, pentru că cu Edi, cu Virginia, cu Nicoleta sunt în contact și cu Cristina și cu toți ceilalți. Deci să nu vă fie jenă, eu sunt acasă până pe 17 iulie și după aceea pentru o lună închid mobilul, închid orice sursă de contact cu exteriorul și ne vom vedea în septembrie. Vă urez să aveți o viață plină de bucurii, de fericire și să fiți o sursă de inspirație pentru toți ceilalți. Mulțumim! Mulțumim tare, tare mult! Mulțumesc mult, mult, mult de tot! Vă mulțumesc din tot sufletul meu! Mulțumim! Te-am pupat! Vorbim. Numai bine! Zi bună! Și vouă!